cont de sărbătorile ce urmează, de iată faptul că am intrat în săptămâna patimilor, luminii, luminii se cheamă, și așa, luminii parcă, nu? Așa. Săptămâna mare. Săptămâna mare. Am discutat același lucru, l-am discutat și cât am mers până la GBC și înapoi cu oamenii, de la ei vine propunerea să lăsăm să treacă Paștele și Paștele Blajenilor și imediat după asta să vedem care vor fi următoarele acțiuni. Vor fi proteste împreună cu opoziția extraparlamentară care nu a participat la protestul de ieri sau vom continua cu cei de, care au participat ieri, știți, au participat și au declarat adeziunea și alte forțe politice și civice. Sau, de ce nu, să o facem așa cum am reușit să o facem în iarna acestui an, opoziții comune a tuturor forțelor anti-oligarhice sănătoase din această țară. Asta se va întâmpla cel mai probabil după data Paștelor Blajenilor, care este pe data de 10, parcă, da? 9. Deci după asta vom veni și vom anunța, dar v-am spus, va fi comunicare, va fi consultare cu teritoriul, cu structurile noastre teritoriale, cu oamenii care nu au apartenență politică, dar vom ține cont de spiritul societății. Așa am ținut și pe data de 24. Mulți ne-au criticat, de ce pe 24? Păi, dar nu a venit de la noi. Credeți că noi chiar ne arde în fiecare săptămână să facem proteste sau în fiecare lună? Oamenii spun, trebuie să protestăm, trebuie să facem ceva. Și de asta am ținut cont de voința populară și am făcut acest meeting pe data de 24.